Emoțiile continuă pentru elevii care dau bacalaureatul. Bacalaureatul a continuat marți cu examenul de limbă străină. Timp de 3 zile, respectiv până vineri 28 iunie, absolvenții de liceu vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. În cadrul acestui examen, elevii vor susține o probă scrisă, una orală și o probă de înțelegere a unui text audiat. La proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, elevii au putut alege orice limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept prima limbă, a doua sau a treia limbă de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv, ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opțională. Elevii suceveni, viitori studenți, au declarat că această probă nu este chiar așa de dificilă. Cât ai pregătit înainte? În jur de 2 luni înaintea bacului și e multă materie, e greu. Cum este engleza pentru tine? E ușoară, mie îmi place engleza, adică nu m-am pregătit foarte mult pentru limba engleză. Pentru mine va fi probabil mai mediu. Ai idee cam ce rezultat o să fie? Sper să fie B2, că am înțeles că ăsta este cel mai mare. Ai început să te pregătești pentru bacalaureat de la începutul anului școlar sau de când? Nu, din al doilea semestru. Și a fost de ajuns? Eu consider că da. Și încă mai repetăm în ultimele săptămâni. Pentru mine e destul de ușor. N-am probleme, n-am emoții, nu... Ai pregătit? Da, sunt pregătit. Încă dintre a 7-a, când am început să fac engleză, m-am pregătit, așa că nu sunt probleme pentru mine. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe în data de 1 iulie cu proba la limba și literatura română, care va fi urmată în 2 iulie de proba la limba maternă și în 3 iulie de proba obligatorie a profilului. Proba scrisă la alegerea profilului și specializării se va susține pe 5 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie până la ora 12. Tot în aceeași zi, până la ora 16, se vor putea depune contestațiile. Rezolvarea acestora se va face între 9 și 11 iulie, iar afișarea rezultatelor finale pe data de 12 iulie. Precizăm că un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat conform metodologiei aprobate de minister.